Haideți să deschidem scripturile la Epistola Apostolului Pavel către Romani și aș vrea să citim de la capitolul 1 un singur verset, și anume versetul 16, care spune în felul următor: Căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Amin. Acesta este versetul pe care vreau să îl luăm astăzi și să vedem câteva lucruri cu privire la Evanghelie. Dar înainte de toate, aș vrea să vedem puțin despre autorul acestei epistole. Autorul știm cu toții că a fost Pavel, a fost un om care nu-l simpatiza pe Domnul de la începutul vieții sale, ci din contră a fost un om care a persecutat și a vorbit de rău Evanghelia cu privire la Domnul Hristos. El este cel care în versetul nostru spune, acum când scrie, că mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, dar să știți că de la începutul vieții sale nu a fost chiar așa. Această afirmație o face unul care la început era un persecutor, unul care nu l-a cunoscut pe Domnul, care a fost născut în poporul evreu, știind că era din seminția lui Beniamin. Era un om care era religios, la fel ca toți ceilalți din Israel, ba chiar foarte religios, și la un moment dat în Cartea Galateni spune că era după cea mai îngustă partidă a fariseilor, care erau cei mai stricți în ceea ce privea legea și tradiția, în special iudaică. El ura Evanghelia cu privire la Domnul Hristos. El știa despre ea, știa despre vestea bună cu privire la Mesia care avea să vină, dar el nu credea că Iisus din Nazaret este Mesia, că El este Fiul omului, este acela care era promis în legământul adamic ca să fie cel care trebuia să-i răscumpere pe oameni din păcatele lor. El știa lucrurile astea din Scriptură, dar în ceea ce privea descoperirea aceasta cu privire la Mesia, descoperirea aceasta personală pe care o făcea Duhul Sfânt, el nu avea. Ura pe ucenicii Domnului, ura pe toți aceia care predicau Evanghelia, ura pe Ștefan și chiar pe acest context este introdus în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, în momentul în care este judecat Ștefan și cei care dădeau cu pietre în el să-l ucidă pun hainele la picioarele unui martor și anume Saul din Tars. Și în felul acesta Scriptura îl introduce ca pe unul care era împotriva Domnului, era împotriva Evangheliei, era împotriva ucenicilor, îi persecuta și în râvna sa voia să-i distrugă pe toți care se identificau cu Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, în botez și erau membri în Eclesia fondată de Domnul în timpul lucrării sale pământești. Dorea să îi distrugă complet din Iudeea, din tot Israelul și chiar din diaspora. Și în gândul acesta, el vine și cere scrisori către marele preot și către Sanhedrin ca să meargă în diaspora, să meargă să persecute și acolo și să stârpească, dacă ar fi cu putință, această cale a credinței. Această cale care predica Evanghelia, pe care în momentul acesta când scrie Romanilor o iubea cu tot sufletul lui. Vă aduceți aminte episodul convertirii sale și râvna sa pentru tradiția strămoșească, și până Domnul nu l-a căutat și i-a schimbat natura, nu numai că se rușina
de această Evanghelie a Domnului Hristos, dar era și mânios până acolo încât ucidea pe cei credincioși crezând că face o slujbă pentru Dumnezeu, crezând că acționează pentru Domnul și din dragoste pentru Domnul trebuia să stârpească pe toți aceia care veneau cu Evanghelia Domnului Hristos, cu vestea bună cu privire la El. Mai târziu, când le scrie Corintenilor, el concluzionează cu privire la Evanghelie că este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării și predicarea crucii este o nebunie pentru toți aceștia, la fel cum era altădată și pentru el. Dar vine și spune tot acolo în 1 Corinteni 18 că pentru noi care suntem acum pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Deci Evanghelia este dată ca putere a lui Dumnezeu și aceeași idee este reluată de el și aici în Romani când scrie că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și după aceea grecului. De ce întâi a iudeului? Pentru că iudeii au avut întâietate, ei sunt cei care au avut legămintele, au avut promisiunile cu privire la Mesia, aveau scriptura scrisă și insuflată de Dumnezeu în limba lor și după aceea era întâietatea grecilor. De ce? Pentru că și grecii aveau scriptura Vechiului Testament, o aveau tradusă în limba lor de cei 70 de bătrâni evrei. Și de asta spune că întâi avea întâietate iudeul, după aceea avea întâietate grecul. Dumnezeu spune că a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Și tot acolo în Corinteni, în versetul 23, vine și completează că noi predicăm pe Iisus cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, iar pentru greci este o nebunie. Vedeți? El știa destul de bine ce spune cu privire la potignirea iudeilor, pentru că și el odată se potignea în această evanghelie de care acum nu-i mai era rușine. Atâta timp cât era mor spiritual, când nu înțelegea lucrurile, era unul care persecuta și era unul care nu agreia lucrurile cu privire la Hristos. Îl credea un înșelător, îl credea ca pe unul care vine să ducă în rătăcire poporul și să îi abată de la calea dreaptă trasată de Moise. Și pe contextul acesta, după ce este luminat de Dumnezeu și adus la viață, vine și spune că este o potignire pentru iudei, e o pricină de potignire și pentru cei dintre neamuri e nebunie. De ce? Pentru că neamurile erau cu zeitățile, erau cu tot felul de filozofii cu privire la divinitate și nu luau în calcul metoda harului prin care Dumnezeu avea să mântuiască pe oameni într-un mod suveran și gratuit. Pentru cei ce sunt dintre iudei și greci, spune, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, Evanghelia. Și de aceea nu trebuie ca nimeni să se rușineze de Evanghelie, pentru că dacă o face, se rușinează practic de Dumnezeu. Și știți ce spune Domnul Iisus Hristos de cei care se rușinează de El și de cuvintele Lui? În Evanghelie spune, pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Săi Îngeri. Vedeți? Cine se va rușina de mine și de cuvintele mele, o să mă rușine și eu de el. Sunt lucruri care trebuie să le luăm în calcul. Pentru că foarte mulți în timpul Domnului s-au rușinat de el. Poporul care trebuia să-l primească pe Mesia cu brațele deschise, poporul care trebuia să se bucure de împlinirea legămintelor în Hristos și de promisiunea avută în vedere către ei, în primul rând, când le-a dat legământul avramic, legământul davidic, ei trebuiau să fie primii care trebuie să se bucure și din contră ei au început să se rușineze când a venit Domnul și a propovăduit în primul rând Ioan, care le-a spus să pocăiască și să creadă în acela care avea să vină după el. Vedeți, în altă parte,
toți care se rușinează și nu mărturisesc numele Domnului, Domnul spune despre ei că de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Mă voi lepăda de el. Vedeți? Cine îl mărturisește, Domnul îl recunoaște și îl mărturisește înaintea Tatălui. Cine predică Evanghelia va fi mărturisit înaintea Tatălui. Cine nu o predică Evanghelia și Domnul se va face că nu-l cunoaște în ziua aceea. Apoi tot Domnul, Iisus Hristos, continuă și spune că mărturisirea Evangheliei, tot în același capitol, în Matei, capitolul 10, spune că el vine și aduce o sabie pe pământ și nu pacea. Evanghelia, să știți că produce dezbinare între cei ce o aud. Și tot acolo în 10 cu 35 spune că desparte pe fiu de tatăl său, pe fică de mama sa, pe soacră de nora sa și omul spune că va avea vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Nu trebuie să ne rușinăm de Evanghelie chiar dacă aduce dezbinare. Să știți că putem pierde părinți din pricina mărturisirii Evangheliei, putem pierde frați, putem pierde surori, bunici, prieteni, colegi, poți pierde bunuri materiale, poți pierde afaceri, poți pierde statutul social pe care îl ai, poți să fii persecutat psihic, fizic, poți pierde chiar și viața, dar Domnul Iisus Hristos spune să nu ne rușinăm de Evanghelie, pentru că oricine vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui, spune Domnul în Marcu 8,35. Așa că nu vă rușinați de Evanghelie. Ea promite o viață veșnică și nu una temporară. Viața pe care o dă credința în Iisus Hristos este una superioară din toate punctele de vedere. Dacă luăm și citim în Scriptură, vedem câte promisiuni minunate sunt cu privire la veacul ce o să vină, cu privire la viața veșnică pe nou pământ și toate lucrurile astea nu pot decât să ne bucure inima și să ne dea speranță pentru viitor și pentru credința care o exersăm acum pe pământul acesta în Domnul nostru Iisus Hristos. Chiar dacă Evanghelia, să știți că nu are nimic bun de spus despre tine pe care o auzi pentru prima dată, nu te lăsa deznădăjduit. Evanghelia trebuie să îți arate pe Domnul care moare pentru păcat. Ăsta este primul lucru care trebuie să îl înțelegi când auzi Evanghelia. Trebuie să auzi în primul rând că ești o persoană pierdută și datorită naturii în care te naști, nu ai nicio șansă să te salvezi singur. Asta spune Evanghelia. Evanghelia nu are nimic bun de spus despre omul care este mort în greșelile și în păcatele lui. Să știți că Domnul este singura cale hotărâtă de Dumnezeu în mântuirea oamenilor. Este o cale a harului și nu a îndreptățirii prin ceea ce poți face tu. Evanghelia nu-ți vorbește despre nimic altceva, nu-ți vorbește despre ritualuri bisericești, despre importanța bisericii sau a clerului în mântuirea ta. Nu îți spune de rugăciunile înălțate Mariei sau Sfinților pe care tu trebuie să le faci ca să fii mântuit. Nu vorbește despre strădanile tale de a-ți răscumpăra sufletul prin fapte bune sau prin pelerinaje la locurile sfinte. Evanghelia îți vorbește despre Hristos și ce a făcut El, nu despre ce poți face tu. Și Evanghelia, să știți că cel mai clar o vedem detaliată aici în Cartea Corinteni, în 1-a epistolă către Corinteni, în capitolul 15, de la versetul 3, unde spune în felul următor: v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Asta este Evanghelia, asta este vestea bună care poate să scape sufletele oamenilor de la pierzare.
Să știți că de Evanghelia aceasta nu trebuie să ne rușinăm. Pavel a fost unul care s-a rușinat. A fost unul care a considerat-o un afront la adresa sa și la adresa semenilor săi atâta timp cât era mort spiritual. Dar după ce Domnul s-a îndurat de el și l-a eliberat din moartea spirituală, l-a adus la viață, a văzut cu ochii spirituali măreția și gloria Domnului Hristos. El a fost unul care a spus, din clipa asta nu mi-a este rușine de Evanghelie, este lucru sau singurul lucru pentru care vreau să trăiesc și chiar să-mi dau viața. Și știți că de atâtea ori viața lui a fost pusă în pericol pe pământul acesta și a spus că eu nu țin la viața mea, trec peste lucrul acesta și de dragul Domnului sunt gata chiar să-mi dau viața pentru el, pentru câte a făcut pentru mine. Nu trebuie să ne rușinăm de această evanghelie. Toți care predică, ce pot face ei pentru a mântui pe alții, toți care prescriu rețete mântuitoare, din contră, ar trebui să se rușineze. Asta nu este evanghelie, nu este puterea lui Iisus Hristos. Puterea lui Iisus Hristos arătată în Evanghelie este ce a făcut El pentru oameni, ce a făcut El pentru noi și Dumnezeu triunic, nu ce putem face noi pentru El. Asta este o rușine, nu este Evanghelia și nimeni n-ar trebui să o predice, dar din păcate sunt foarte mulți astăzi care predică ce fac ei pentru Domnul și asta nu este decât puterea omului și ceea ce poate el să facă în mântuire. Și o să auziți tot felul de lucruri pe care oamenii aceștia, fără pic de rușine, vin și le propovăduiesc aproape de la toate amvoanele din țara noastră. Ei vin și predică că omul trebuie să se predea, omul are voință liberă, poate să-l aleagă pe Hristos prin exersarea voinței libere, poate să-l accepte ca domn și mântuitor, el este cel care îl întronează în inimă, el este cel care trebuie să deschide ușa inimii care are un zăvor pe din lăuntru și depinde de el dacă dorește să deschidă, să-l lase pe Domnul să intre. Omul este cel care trebuie să ia o decizie în privința mântuirii sale, pe alți vine și îi pune să facă rugăciunea păcătosului, să o repete predicatorul și celălalt să o repete mecanic după el, să-și ceară iertare și după aceea îl asigură că este mântuit și că va merge în ceruri. Asta este o evanghelie ce-l prezintă pe Domnul Hristos într-un mod rușinos. Este o evanghelie care nu face cinste Domnului. Evanghelia curată este aceea care arată ce a făcut Domnul, care este omnipotent, care este omniprezent, care este atotsuficient în mântuirea noastră. El este cel care a luat inițiativa, el este cel care ne-a ales înainte de veșnicii. Și a rânduit de atunci pe Domnul Iisus Hristos ca jertfă pentru păcatul nostru. Dumnezeu triunic este implicat în mântuirea noastră, Dumnezeu triunic este implicat în alegerea noastră, în luarea angajamentului Domnului Hristos de a veni și a-și da viața ca substitut pentru noi, în luarea angajamentului Duhului Sfânt de a veni și ne aduce la viață din morți cum eram și de a locui în noi și de a ne sprijini și a mijloci pentru noi ca să ducem mântuirea noastră până la capăt cu frică și cu cutremur câte zile vom trăi pe pământul acesta. O evanghelie din asta prezentată într-un mod rușinos care are drept un om care se vede Dumnezeu, este o evanghelie care aduce rușine și îl prezintă pe Domnul ca pe un cerșetor neputincios, ca pe unul fără putere, ce nu este suveran, ca pe unul ce nu este omnipotent, un Hristos al eșecului, un Hristos care eșuează mereu la fiecare inimă împietrită și încuiată din cauza păcatului. Și un astfel de Hristos este prezentat rușinos și o astfel de evanghelie care prezintă un astfel de Hristos nu este o evanghelie prezentată de Scripturi. Însă, Scriptura, să știți că nu-l prezintă așa pe Domnul, îl prezintă cu toate atributele dumnezeirii. Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat, este Dumnezeu omniscient și omnipotent și suveran în mântuirea oamenilor și de aceea
nu vă rușinați de el. Scriptura spune, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. Și spune lucrul ăsta în Roman 10 cu 11. În altă parte, Petru spune că iată pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă și scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Așa că nu vă rușinați. Petru a știut ce spune și în cine a crezut. Petru a fost unul din ucenicii care au fost de la început cu Domnul pe pământul acesta, unul care a văzut semnele, care a văzut minunile făcute de Domnul în timpul lucrării sale pământești. A fost unul care a experimentat și el eșecul, dar el a perseverat în pocăință și credință până la finalul vieții sale. El este cel care ne îndeamnă să nu ne rușinăm, el este unul care ne îndeamnă să credem, pentru că la final nu vom fi dați de rușine niciodată. Toți vor fi dați de rușine care nu și-au pus nădejdea în el, care l-au bajocorit în timpul vieții lor, care i-au nesocotit cuvântul, care s-au rușinat de el, care nu l-au mărturisit în fața oamenilor. Toți aceștia vor avea o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. În nimeni altul să știți că nu este mântuire și nu este dat sub soare oamenilor un alt nume în care trebuie să creadă. Singurul nume în care fiecare om ar trebui să creadă este numele Domnului Iisus Hristos. N-ar trebui să creadă în zei, n-ar trebui să creadă în Maria sau în vreun înger pentru salvarea lor, sau în Buddha sau în Mahomed și ce a spus el cu privire la credință. În nimeni altul nu este mântuire, doar în Domnul nostru Iisus Hristos. Așa că nu vă rușinați. Urmați credința și pe a lui Petru, și a apostolilor, și a ucenicilor care au mărturisit pe Domnul de-a lungul vieții lor în secolele trecute și nu s-au rușinat de el, ci au mers până la moarte în mărturisirea credinței în numele Domnului Hristos. Nu vă rușinați de Evanghelia Domnului Hristos, ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Asta spune Pavel aici și asta a practicat și el și asta au practicat mulți alții înaintea noastră și asta vă îndemn și pe voi astăzi. Să credeți și să nu vă rușinați niciunul de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pentru că toți care se rușinează vor fi pierduți de la fața lui Dumnezeu. Toți care se încred în el vor avea parte de viață eternă în Domnul nostru Iisus Hristos. Ca și concluzii, ai crezut tu în Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Evanghelia este simplă, este prezentată în Scriptură, este prezentată pe scurt și cred că foarte clar acolo în 1 Corinteni capitolul 15 și cu privire la Domnul care a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Te rușinezi tu de ea? Adu-ți aminte ce a spus Domnul dacă te rușinezi de Evanghelie. Cine se va rușina de mine și de cuvântul meu în fața oamenilor și eu mă voi rușina de el în fața Tatălui. Dar cine mă mărturisește, spune că și eu îl voi mărturisi în fața oamenilor. O crezi tu într-un mod mântuitor? O crezi tu în așa fel încât ai o viață schimbată în urma ei? Ești unul care vine și o predică și altuia și nu se rușinează atunci când vine vorba de credință și de lucrurile pentru care trebuie să dea socoteală? Aș vrea să te gândești, dragul meu, la toate lucrurile acestea, pentru că nu sunt o glumă. Sunt lucruri de care depind eternitatea ta. Dumnezeu să ne ajute să nu ne rușinăm de Evanghelie. Să ne ajute ca din dragoste pentru tot ce a făcut El pentru noi, să o putem spune și altora ca sufletele lor să fie scăpate de la pierzare veșnică. Și cu gândul ăsta aș vrea să vă las în după amiaza aceasta și să meditați la versetul pe care l-am citat din Roman capitolul 1. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Domnul să ne ajute pe fiecare în parte să nu ne rușinăm, să nu ne fie rușine cu mărturia Domnului Hristos, ci din contră, să ne dea putere să-L mărturisim înaintea oamenilor, pentru că este singura cale de salvare, singurul mod în care oamenii pot să fie mântuiți. Domnul să ne ajute pe fiecare în parte să ne dea tărie, să ne dea putere
și înțelepciune să facem lucrul acesta și să ne ajute să răscumpărăm timpul, pentru că zilele sunt rele. Amin.